Uite ce minunată e! Am stat să termin perișorul în seara asta. I-am făcut aici două cotițe, așa, și aici tot așa. Aici un pic de bretonel, așa, ca să vă arăt cum arată și la spate. Ia, uite ce cârlionci, așa. Bun, i-am pus aici un năsturel ca să stea rochița închisă și mai am să-i fac pantofiorii, bineînțeles. Și aproape că este gata. Uite ce rochiță frumoasă are și ce simpatică este. E dulcică foc. Stai să vă arăt și mai primele mele păpușele. Cea de aici este una dintre primele mele păpușele. Urâtă, bineînțeles. Asta de aici iarăși nu-mi place cum i-am scos căpuțul. Chiar nu-mi place deloc. Apoi m-am mai experimentat așa un pic asta iarăși la ochi. Nu-mi place. Am încercat cât pe ce să le fac mai bine. Aproape că Margareta e mai reușită. Și prințesica asta mică este cea mai nouă păpușică. Îmi place foarte mult cum i-am realizat ochișorii, rochița. Acum urmează să-i fac pantofiorii. Am făcut fundițe, după cum se vede. Și mai am un pic de lucru la ea și e aproape gata. Așa, și vreau să vă arăt și ce înălțime are popușica asta. Deci, rigla mea se termină aici la 27. Deci 27 de centimetri. Up, up, up. Are popușica. Așa, dai frumos acolo, așa. Codițoasă. Codițe împletite, da? Și perișorul v-am arătat cum arată cârlionțat așa la spate. Și ți-i fac poză și la spate.